Așa cum s-a observat din citirea cuvântului lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu vorbește despre făgăduința sau promisiunea venirii zilei Domnului. Promisiunea venirii zilei Domnului. Este foarte important de observat că din trei capitole, din această epistolă, apostolul Petru, insuflat de Duhul Sfânt, bineînțeles, hotărăște să scrie un capitol destul de lung, doar legat de această zi a lui Dumnezeu. Nu știu cum vedeți dumneavoastră dacă în zilele de astăzi, dacă vi se pare că se vorbește foarte mult de venirea zilei lui Dumnezeu. De fapt, istoric vorbind, este testat cu cât o societate sau într-o cultură prosperitatea crește, cu atâta oamenii se gândesc mai mult, se gândesc mai puțin și vorbesc mai mult împotriva zilei lui Dumnezeu. Deci vorbesc puțin despre ea, dar atunci când vorbesc, vorbesc mult împotriva ei. De ce? Pentru că odată cu prosperitatea vine și dorința asta de a sta mai mult pe pământ, nu de a te muta în altă parte, da? Și odată cu prosperitatea, asta este ceva foarte ușor de observat și pentru fiecare dintre noi, odată cu prosperitatea mai crește ceva. Ce crește? Păcatul crește. Odată cu prosperitatea, odată cu mersul bine al lucrurilor, crește și păcatul. În acest pasaj, Apostolul Petru ne avertizează, ne înștiințează, vrea să ne trezească mintea cu privire la faptul că va veni această zi a Domnului. Că noi o așteptăm sau nu o așteptăm, ea va veni. Este foarte important modul în care Petru hotărăște să abordeze această temă, acest subiect. El zice, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă, ascultați cuvântul. Ca o să vă trezesc. Acum, vedeți, nu neapărat cei cărora li scria Petru dormeau. Pentru că, de exemplu, când Scriptura spune fiți treji, nu înseamnă că ei dormeau, ci se referă la o stare de a continua în această stare de a fi treaz, da? Când îți spune fii treaz, veghează în continuare. Și consider că același lucru îl spune și Apostolul Petru aici. În amândouă ca o să vă trezesc sau să vă țin treji, să rămâneți cu mintea trează. Ce ne-ar putea face pe noi să avem mintea, să spunem, adormită? Ce ne-ar putea face să adormim? Ce ar fi pentru noi lucrul acela care ar însemna că noi dormim? În contextul acestui pasaj, să ai mintea adormită înseamnă să nu stai în așteptarea venirii lui Dumnezeu. Să nu fii veghetor, să nu priveghezi. Să nu fii totdeauna conștient că vine o zi în care se încheie toate lucrurile, o zi a judecății, o zi a înnoirii tuturor lucrurilor. Și Apostolul arată că este foarte important ca mintea noastră fie ținută trează prin acest lucru. Și lucrul ăsta este foarte ușor de observat. Dacă tu te aștepți să vină hoțul, îți iei tot felul de măsuri de siguranță. Mereu ești în alertă. Dacă lași pe cineva acasă, dacă n-ai lăsat, dacă n-ai uitat să închizi un lucru, totdeauna ești într-o verificare continuă, într-o veghere continuă. De ce? Pentru că este un lucru care așa pe fundalul minții tale și care te deranjează. Acest lucru ne-ar ține și pe noi mintea trează, venirea lui Dumnezeu. Și dacă în evanghelismul de astăzi este foarte multe somn din ăsta spiritual sau adormire spirituală și consider că fiecare dintre noi ar trebui să recunoaștem că este nevoie de o trezire spirituală, mă refer pentru pocăiți, nu pentru nepocăiți, un motiv pentru care există această intrare în adormire este faptul că nu mai există o așteptare a venirii lui Dumnezeu. În realitate, oamenii, după modul în care trăiesc, arată că nu mai așteaptă venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și aici nu vreau să fac nicio distinție între răpire și ziua Domnului. Vorbim la principiu despre acel eveniment a finalizării tuturor lucrurilor pe acest pământ. Așadar, ceea ce ne-ar ține pe noi treji în trăirea noastră, în mintea noastră, este o concepție corectă cu privire la venirea Domnului. Când acest lucru dispare din inimile noastre, intrăm în adormire, în somn spiritual. O, știe când, cine știe când o veni Domnul? Poate noi nu zicem ca ei, ah, unde-i făgăduința venirii? Nu spunem așa. Dar așa în mintea noastră, undeva pe fundal, e acolo ideea asta, bă, au venit 2000 de ani, acum doar nu veni mâine dimineață. Doar nu veni în seara asta acum. Nu? Parcă și ți se pare într-un fel că e un fel de logică în asta. Mă, dacă nu veni până acum, de ce ar veni mâine?
De ce ar începe să se finalizeze mâine lucrurile? De ce mâine Dumnezeu ar spune, gata, începem etapa de sfârșit a istoriei acestui pământ? Vedeți așadar că lucrul acesta poate să intre foarte ușor și în viețile noastre. Dar, întorcându-ne la textul nostru, versetul 1 spune că o să vă trezesc, ce? Mintea. Că o să vă trezesc mintea. Să nu vă supărați pe mine că repet lucrul acesta. În foarte multe adunări nu există o trezire a minții. Există o trezire a sentimentelor. Se fac multe, 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 multe lucruri care îl fac pe om să se simtă bine. Știți care e problema? Că în ultima instanță te-ai simțit bine, te-ai dus acasă și gata. Care a fost problema, domnule? Ce tot are, frate, că tot... Ce? Care baiul să te simți bine la adunare? Nu e rău în sine să te simți bine la adunare. Nu mă înțelegeți greșit. Dar nu ăsta e scopul nostru. Să ne facem să ne simțim bine unii pe alții în adunare, da? Cum se spunea adineauri, într-o altă zi, cel mai important este să se simtă Domnul Iisus bine în mijlocul nostru, nu? Să nu ne trezim ca o adunare în care Domnul e afară și bate la ușă. Mă, dați în drumul că eu sunt afară. Voi vă faceți acolo ritualurile, ceremoniile voastre și eu sunt pe nicăieri. Dar vreau să observați. Dorința lui Petru este să trezească mintea. De ce? Pentru că dacă ai venit la adunare și zici, m-am simțit bine la adunare, simțit-o la bine, știți cât ține? Păi ai ajuns acasă și te apuci de alte treburi. Sau te-o supăra cineva sau te-o enerva cineva. Nu asta e ceea ce ne păstrează pe noi în curăție pe pământul acesta. Nu asta e ceea ce ne ajută pe noi să trăim după voia lui Dumnezeu, că m-am simțit bine sau că m-a făcut cineva să mă simt bine. Asta nu te ajută multă vreme. Ce te ajută multă vreme este să ai ce treaz? Mintea. Nu să-ți fie gâdilate, sentimentele, nu să-ți fie gâdilate poftele. Este un pasaj pe care l-am amintit în locul acesta și este foarte important pentru că se referă tot la zilele de pe urmă de care vorbește și Apostolul Petru. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Ce vor face oamenii? Printre alte, oamenii zice că își vor da învățători după poftele lor. Auziți, după ce? După pofte, după sentimente. Ei nu zic, mă, hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul ăsta are convingerile din cuvântul lui Dumnezeu sau nu le are? Atunci hotărâm dacă e învățător sau nu. Nu, domnule, dacă ne face să ne simțim bine, dacă ne hrănește poftele, atunci ăsta e un om adevărat de care avem noi nevoie. Vedeți așadar, intenția lui Petru este să trezească, ascultați, mintea sănătoasă. Apoi observați cum face el lucrul acesta, cum se trezește mintea noastră. Cum suntem noi ajutați prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin această epistolă a lui Petru, să stăm în această stare de priveghere, de veghere, de așteptare. Cum putem noi să fim treziți în relație cu venirea Domnului? Cum? Auziți cum zice el. Ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Ca să vă fac să vă aduceți aminte. Asta înseamnă că ei știau deja lucrurile astea, că nu ți-aduce aminte ceva ce n-ai știut niciodată. Să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorul nostru dată prin apostolii voștri. Aveți aici descrise două categorii de oameni. Sfinții Proroci și porunca dată de Domnul Iisus Hristos prin apostoli. Sfinții Proroci și apostoli. Această expresie proroci și apostoli o găsiți de mai multe ori în Sfânta Scriptură. De trei ori se găsește în cartea Efeseni, în capitolul 2, unde spune că casa lui Dumnezeu este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor, da. În capitolul 4 vorbește din nou despre apostoli și proroci. Versetul 11, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. În capitolul 3 vorbește despre taina ținută ascunsă din veșnicii, care a fost descoperită acum sfinților, apostoli și proroci a lui Hristos prin Duhul. Așadar, Dumnezeu a lucrat în vechime prin sfinții proroci și în perioada Noului Testament a lucrat în mod special prin apostolului. Prin ei a dat Dumnezeu revelație. Prin ce trezește Dumnezeu mintea noastră? Zice aici, prin înștiințări. Ce înștiințări? Înștiințările care au fost date în Vechiul Testament prin proroci și înștiințările care sunt date prin porunca Domnului Iisus Hristos, prin apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, în concluzie, ceea ce trezește mintea noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva. Cuvântul lui Dumnezeu ține mintea noastră trează. Dacă suntem într-o lume adormită, este pentru că oamenii s-au depărtat încet, încet de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii relaționează, repet, toate lucrurile la cum mă face să mă simt un lucru sau altul. Dacă mă face să mă simt bine, fac. Dacă nu mă face să mă simt bine, nu-l fac. Dacă mă face să mă simt bine, mă uit la el. Dacă nu mă face să mă simt bine, nu mă uit la el. Totul este relaționat la sentiment. Suntem o generație sentimentalizată. Foarte actiată după a ne simți bine.
Cuvântul lui Dumnezeu este lăsat să ne trezească mintea. Să ne scoată din această dominație, din această tiranie a simțurilor. Să faci numai ce simți, numai ce îți place. Și să începem să gândim cu mințile noastre. Oamenii care spun că creștinismul este o religie așa plină de mituri, sunt oameni care nu știu nimica despre cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți peste tot în cuvântul lui Dumnezeu că cuvântul lui Dumnezeu se adresează minții. Nicăieri în Biblie nu găsești, crede și nu cerceta. Asta nu există din Biblie. Crede și nu cerceta. Nu, din contră, ei spun, domnule, mintea trează. Începe să gândești, începe să-ți aduci minte. Versetul 3 spune, să știți. Versetul 17 spune, voi deci prea iubiților, știind mai dinainte. Creștinismul este o religie, dacă am putea să o numim așa, este o religie a minții, care se adresează minții, care ne face să gândim, să analizăm lucrurile, să punem lucrurile în cumpănă, să cumpănim bine cu mintea noastră lucrurile pe care le auzim. Așadar, scopul lui este să ne trezească mintea prin cuvântul lui Dumnezeu. În niciun altfel nu se trezește mintea oamenilor. În niciun altfel. În niciun altfel. Și în versetul 3, apostolul Petru începe să ne vorbească despre această perioadă numită zilele de pe urmă. Zilele de pe urmă. În această perioadă a zilelor de pe urmă vor veni unii oameni. Pasajul pe care l-am citit din 2 Timotei capitolul 4, unde 3 și capitolul 4 ne arată și caracterul acestor oameni și învățătura care va fi în adunări în această perioadă de timp, în zilele de pe urmă. Noi suntem în zilele de pe urmă. Și Petru ne avertizează ce se întâmplă în zilele de pe urmă. Ce se întâmplă în zilele de pe urmă. Și el își prezintă subiectul lui, acest subiect al zilei lui Dumnezeu sau al venirii zilei lui Dumnezeu, relaționând subiectul acesta la niște oameni care contrazic ziua venirii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Petru nu își închide urechile și spune, doamne, nu ne interesează pe noi ce spune lumea. Nu! Erau niște oameni în vremea de atunci care aveau niște argumente împotriva venirii zilei lui Dumnezeu. Și Petru spune, hai să probăm lucrul acesta. Hai să vedem dacă ceea ce spun oamenii ăștia este adevărat. El nu spune, ăștia n-au nicio treabă cu realitatea, domnule. Nu plecăm noi urechea la oamenii lumii. Nu ne interesează pe noi ce spune lumea. Nu ne interesează pe noi ce spun bajocoritorii. Noi știm că ei n-au dreptate. Noi credem ce vrem. Noi să nu avem niciun fel de contact și niciun fel de treabă cu lumea. Nu, asta e atitudinea lui Petru. Observați că apostolul Petru ia pe oamenii aceștia, află lucruri despre ei, află ceea ce credeau ei și începe să combată cu argumente. Așadar, primul lucru pe care vreau să-l subliniez și să-l observăm în această dimineață, în locul acesta, la versetul 3 la versetul 10, este felul în care Petru argumentează venirea zilei lui Dumnezeu. Asta face el. Vorbește despre argumentele pe care noi le avem pentru venirea zilei lui Dumnezeu. Cum argumentează el? El argumentează în două feluri. Întâi, prezintă pe oamenii care negau ziua venirii lui Dumnezeu și apoi îi probează, îi prezintă și îi probează. Haideți să vedem cum arată oamenii aceștia care neagă ziua venirii lui Dumnezeu. Zice așa, versetul 3. Înainte de toate, să știți, să fiți convinși, să fiți conștienți de următorul lucru. Că în zilele din urmă vor veni bajocoritori, plimbe bajocori care vor tăi după poftele lor. Am auzit de foarte multe ori, și eu m-am făcut vinovat de lucrul acesta, de multe ori, oameni care vorbesc așa foarte tragic despre zilele din urmă. Domnule, ce vremuri trăim! Domnule, niciodată nu a mai fost așa ceva! Citiți Vechiul Testament, despre Sodoma, despre Gomora, despre lumea pe care Dumnezeu a nimicit-o de atunci. De ce a nimicit-o? Că era foarte bună! Nu, să știți că istoria lumii este așa un fel ciclică. Se repetă exact aceleași lucruri. Se repetă exact aceleași lucruri. Se repetă exact aceleași lucruri. Și poate fiecare generație are senzația, domnule, acum ai prăpădul de pe lume. Sunt anumite lucruri. Și într-adevăr, înainte de vremea sfârșitului, există o accelerare a păcatului și a nelegiuirile și a apostaziei și a învățăturilor greșite. Dar este o istorie ciclică, lucrurile acestea se repetă. Spune, în zilele din urmă, noi nu trebuie să zicem, au venit bajocoritori. Cum să zică ăștia că nu vine ziua Domnului? Asta fac oameni de când învățătura aceasta clar făcută, cunoscută lumii și adunării. Oamenii aceștia, spune, vor veni bajocoritori, plini de bajocori, care vor trăi după poftele lor. Vreau să fiți foarte atenți. Auziți dumneavoastră mereu și chiar de la cei care spun că sunt religioși din țara asta creștină, că vorbesc despre viața de apoi sau despre venirea Domnului în felul ăsta. Domnule, cine știe, domnule? Ce avem noi
un binoclu din ăsta imens prin care să vedem noi dincolo de timp în veșnicie ce o să fie. Cine știe ce o să fie, domnule? Sau zice, oamenii zic, o să vedem, domnule, ce o să fie. O vedea ce o fi. Acum nu știm, noi trăim și când o să vină, dacă o să vină, o să vedem. Alții repetă, fără să-și dea seama, nu deschis în viața lor Biblia, folosesc exact propoziția pe care o găsim în versetul 4. Unde, domnule, promisiunea venirii lui? Că de câtă vreme spun creștinii că vine Domnul și uite că au trecut deja 2000 de ani și nu a venit. Da? Și nu a venit. Haideți să vedem cum îi prezintă Petru pe oamenii aceștia. În primul rând spune Petru aici că vor veni batjocoritori plini de batjocori. Eu așa i-am numit. Oamenii ăștia sunt niște oameni impertinenți. Niște oameni impertinenți. Deci Dumnezeu spune că se întoarce, Dumnezeu și-a făcut planul lui, l-a descoperit în istorie, în văzul tuturor oamenilor și-a lăsat dovezi netăgăduite de împlinirea tuturor profețiilor lăsate în Sfânta Scriptură. Și există o promisiune care încă nu s-a împlinit. De ce? Că așa e planul lui Dumnezeu să se împlinească în viitor. Și oamenii știu și aud toate împlinirile de profeții pe care le-a făcut Dumnezeu și care s-au împlinit în istorie, care au fost în văzul oamenilor și spun, nu, avem o promisiune care încă nu e împlinită. Egal cu zero tot ce a fost până aici. Ce e asta? Asta se cheamă impertinență. E ca și cum tu ai avea grijă de pruncul tău 15 ani și promiți că a doua zi îi dai 5 lei. Și el spune, până îmi dai tu 5 lei, nu-i impertinența asta? Adică mă, nu ți-am lăsat eu dovezi timp de 15 de ani, în 15 ani, în fiecare zi, că m-am cheltuit pentru tine, că m-am consumat pentru tine, că am făcut atâtea lucruri pentru tine. Nu poți să iei în calcul și să crezi un singur lucru pe care ți l-am spus în viitor și el să zică, ce e mână, nu-i minciună. Dacă îmi dai acum, te cred. Dacă nu-mi dai acum, nu te cred. Asta se cheamă impertinență. Asta se cheamă impertinență. Și asta fac oamenii ăștia aici. Vor veni bajocoritori plini de bajocori. Oamenii aceștia nu doar impertinenți, ci oamenii aceștia sunt și imorali. Auziți ce spune Scriptura? Care vor trăi după poftele lor. Știți de ce oamenii, ascultați-mă, știți de ce oamenii spun că ei nu știu nimica despre viitor, vom vedea ce o fi, nu știm ce o... Știți de ce oamenii spun așa? Datorită păcatului. Știți ce le-ar strica oamenilor trăirea lor în păcat? Să le spunem noi în fiecare zi, trăiește tu cum trăiești, dar vine o zi a judecății. Asta-i strică lui. În mijlocul fericirii, conștiința îi aduce aminte de un cuvânt pe care l-a auzit din adunare sau de la un pocăit, că vine ziua judecății. Și nu-i place, domnule. Și conștiința nu-i dă pace. Stă cu sticla de alcool, s-a dus la o femeie, s-a făcut ceva, face lucruri nelegiuite și conștiința sună. Vine ziua judecății. Vine ziua judecății, vine ziua Domnului. Te simți bine în păcat? O leacă-ți strică! O leacă-ți strică bucuria! O leacă-ți cam ciuntește și așa plăcerea de o clipă a păcatului. Îți ciuntește din plăcerea aceea. De ce oamenii neagă ziua venirii lui Dumnezeu? De ce oamenii nu vor să se gândească la asta? Pentru că trăiesc în păcat. Auziți? Bajocoritori care vor trăi după poftele lor. Și eu nu mă mai pot bucura la intensitate de plină de poftele mele să dau frâu liber păcatului și desfrânării dacă tot timpul îmi vine în cap ziua venirii Domnului, ziua judecății. Fără să-mi dau seama, așa, puțin mă mai controlez, am o leacă mai multă grijă la viața mea. Am mai multă grijă la viața mea. De aceea poate nici în adunări nu se vorbește așa mult despre ziua venirii lui Dumnezeu. Că asta ar strica probabil un anumit de sentiment de confort, de liniște. Așa, domnule, de planuri pe care ne le facem noi pe viitor, avem o viziune cu privire la viața noastră, un plan pe termen lung, ca bogatul acela din Sfânta Scriptură, o să fac, o să dreg. Hai, domnule, ne iei acum tot trageți cu ziua venirii lui Dumnezeu. Lasă, noi trebuie să trăim pe pământul ăsta. Domnul, când vrea să vină, o să vină. Înțelegeți? Și ne strică puțin predispoziția asta a noastră de a investi mult în pământul ăsta, Aici este problema. Motivul pentru care oamenii neagă, motivul pentru care oamenii batjocoresc și motivul pentru care oamenii rămân indiferenți și nepăsători față de această zi este că le strică puțin socotelile și afacerile. Asta este problema. Datorită imoralității. Nu-mi place dacă eu sunt om curat, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, pe mine nu mă deranjează, ci din contră mă bucur să vină Domnul. Dacă nu sunt așa, ziua Domnului, venirea Domnului nu este pentru mine o zi de bucurie și de fericire. Dimpotrivă. Da? Ei sunt impertinenți, sunt imorali și mai spune Sfânta Scriptură aici că sunt și ipocriți. Versetul 5 spune așa, că cine adin se fac, că nu știu, zice se fac, că nu știu. Ați întâlnit oameni care se fac, că nu vă văd?
Da? So, el te vede, tu, el știe că ești acolo, deci știe bine. Nu, bă, nu te-am văzut, bă, nu te-am văzut, da? De fapt, nu a vrut să te vadă, da? Nu a vrut să te vadă, nu a vrut să te vadă. Eu și cu coada ochiului văd câteodată. Nu am văzut pe unul la față, dar știu că e acolo undeva. Păi nu l-am văzut la propriu, n-am dat ochii în ochiul, da? Am știut că e acolo, înțeleg? Și spune Scriptura despre ei că cine a dins, se fac că nu știu. Se fac că nu știu. Ipocrizie, dacă știi și te faci că nu știi. Și acum noi spunem, oamenii, nu știu dacă ați întâlnit oameni care zic, mă, nu spune. Nu spune mai multe, că știu că dacă îmi spui mai mult, cu îi se dă mult, îi se cere mult. Stați liniștiți că Biblia spune că ei știu deja. Ei știu deja. De unde știm noi că oamenii știu deja? Orice om care îți spune, nu îmi spune, nu vreau să știu. Ca să nu fiu mai mult acuzat, spui, stai liniștit că tu știi deja. Știu oamenii din două motive. În primul rând, pentru că există în inimile noastre, și vreau să vă arăt lucrul acesta, că noi ne întrebăm, mă, de unde știau oamenii ăștia, că încă nu era terminată Sfânta Scriptură la vremea respectivă? De unde știau bajocoritorii ăștia de ziua venirii lui Dumnezeu? Păi uitați-vă de unde știau. În primul rând, există o lege a conștiinței pe care Dumnezeu a lăsat-o în fiecare om. În fiecare om. Spune Scriptura așa. Roman 2 cu 14. Când neamurile măcar că n-au lege, dar n-au cuvântul lui Dumnezeu scris legea, fac din fire lucrurile legii. Cum doare să faci lucrurile legii dacă n-ai lege? Cum știi să le faci? Auziți cum? Prin aceasta ei care n-au o lege și sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. N-au nevoie de carte. A, nu spune din cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți spun că legea oricum e scrisă în inima ta și Dumnezeu să te judece pentru ce e scrisă în inima ta. Auziți ce spune? Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul, conștiința lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Aceasta este legea conștiinței. În al doilea rând, există o revelație naturală. O revelație naturală, pe lângă legea conștiinței, o revelație naturală înaintea ochilor noștri, prin care Dumnezeu ni se descoperă. Auziți ce spune Romani 1 cu 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, Domnule. N-ai cum să treci peste lucrul acesta, pentru că e în interiorul tău. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dumnezeu e pedagogul. Cum le arată Dumnezeu un oameni în ei? Cum să descopere Dumnezeu într-un om care n-are Sfânta Scriptură? Auziți cum? În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Orice om care o trăit vreodată și o văzut vreodată lucruri în natură, spune Sfânta Scriptură aici că este un om care are dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Așadar, oamenii cunosc pe Dumnezeu și despre Dumnezeu și oamenii cunosc legea lui Dumnezeu, pentru că este în ei. Fie că aud cuvântul, fie că n-aud cuvântul. Fie că aud cuvântul, fie că n-aud cuvântul. Așa că oamenii când spun că nu vreau să știu, mai bine nu știu, că nu o să fiu tras la răspundere, asta este ipocrizie maximă și o autoînșelare. Pentru că Dumnezeu le-a descoperit deja o sumedenie de lucruri în ei. În ei. Da? Vedem în textul acesta când vor veni oamenii aceștia, în zilele din urmă, trebuie să ne așteptăm la lucrul acesta. Ne arată Scriptura conduita acestor oameni, că vor trăi după poftele lor, și Scriptura ne arată cuvântările acestor oameni. Unde este făgăduința venirii lui? Și ascultați argumentul acestor oameni. Căci de când au adormit părinții noștri, părinții lor, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ascultați argumentul. Afirmația e următoarea. Unde e ziua venirii lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, nu există nicio zi a venirii lui Dumnezeu. Stați liniștiți. Care e argumentul nostru? Păi uite-te, domnule, de când e creată lumea asta, de câteva mii de ani, toate lucrurile, zic ei, rămân așa. Și dacă nu a fost o schimbare în trecut, cu siguranță nu o să existe nicio schimbare în viitor. Istoria Universului merge liniștit înainte, fără poveștile voastre despre ziua venirii lui Dumnezeu. Terminați-mă cu prostiile. Trăiți-vă viața. Trăiți-vă tinerețea. Nu fiți proști. Nu vă ocupați cu lucruri religioase. Voi sunteți oameni luminați. Țineți-vă de lucruri adevărate. Trăiți, domnule, nu vă pierdeți vremea cu lucrurile astea, nu? Oamenii se uită la noi și noi suntem niște oameni fără minte care suntem aici. Din punctul de vedere a multora, chiar dacă nu-ți spun cu glas tare, să fii sigur de lucrul ăsta. Se uită la noi, bă, oamenii ăștia își pierd vremea. Ce caută ăștia acolo, bă? În loc să strige, duminica când ai zi liberă, nu? În loc să te duci tu o singura ta zi liberă, poate din săptămână așa, adevărată, când lumea nu face nimica, tu te duci la adunare. Când ai putea și tu să străiești
viața. Măcar o zi pe săptămână. Nu meriți măcar o zi pe săptămână să trăiești tu viața. Ia ascultați, după ce îi prezintă Petru, Petru probează această idee a lor. Probează această idee a lor și auziți care este argumentul lui Petru. El zice așa, versetul 5. Căci în adins se facă, nu știu, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu. Petru spune cu alte cuvinte așa, vă bateți joc de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o că o să se întoarcă? Nu credeți în puterea cuvântului lui Dumnezeu? Ia să vă spun eu vouă ce a făcut cuvântul lui Dumnezeu în trecut. Ce a făcut cuvântul lui Dumnezeu în trecut? Cuvântul lui Dumnezeu în trecut spune că a scos din apă și cu ajutorul apei cerul și un pământ nou. Citiți Geneza. Ce eveniment din Sfânta Scriptură este mai cunoscut în lumea asta și de necredincioși decât evenimentul creației? Și ateii îl cunosc. Ei neagă lucrul acesta, spun că a venit dintr-o explozie sau din alte lucruri. Dar oamenii știu evenimentul creației. Știu ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu prin cuvântul lui a scos din apă și cu ajutorul apei cerul și un pământ. Asta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Deci ce te îndoiești tu că Dumnezeu are putere să împlinească promisiunea din viitor? Uite-te în trecut să vezi ce putere a avut cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este primul argument. Versetul 6. Zice, voi ziceți că toate lucrurile rămân așa? Că zic, de când părinții noștri au dormit, până dacă te duci înapoi la începutul creației, toate lucrurile la fel. Ia auziți. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Zice, unde-i mă lucrurile rămân la fel? Au rămas lucrurile la fel? A fost creată lumea? Lumea a intrat într-o profunzime greu de imaginat a păcatului și Dumnezeu a înecat lumea prin apă. Există suficiente dovezi în toată lumea. Nu intru acum eu în dovezi științifice și de alte feluri. Există suficiente descoperiri și dovezi că a existat potopul. Dacă găsește un dita mai pește pe un munte, te întrebă leacă, cam cum a ajuns acolo, nu? Că nu au urcat peștele cu piciorul și de așa pe munte să-și facă mormânt acolo, sus pe creasta muntelui. A fost un potop care a inundat toată planeta. Asta spune Sfânta Scriptură. Și sunt dovezi suficiente de clare. Biblia spune că când oamenii neagă lucrul ăsta, se fac că nu știu. Au rămas lucrurile la fel? N-au rămas lucrurile la fel. De ce este important evenimentul creației și de ce este importantă judecata pe care Dumnezeu a făcut-o prin potop? Este importantă din două motive. În primul rând pentru că vedem puterea cuvântului lui Dumnezeu și în al doilea rând pentru că în evenimentul acela al potopului avem un prototip, o imagine a judecății viitoare. Nu mai negați voi că va fi o judecată viitoare. Uitați-vă în trecut că Dumnezeu a judecat lumea. Uitați-vă în trecut. Și Petru vorbește în epistola lui, în capitolul 2, și despre alte judecăți pe care le-a făcut Dumnezeu. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură, 2 Petru, capitolul 2, versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ce a aruncat în adânc. O judecată care a făcut-o Dumnezeu atunci, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțul și păstrați pentru judecata viitoare, da? În al doilea rând, dacă n-a cruțat el lumea veche și a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Da? Lucruri despre care vorbește și în capitolul 3. Al treilea exemplu. Dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cerințe. Înțelegeți? Au existat mai multe etape de judecată, de condamnare a oamenilor pe pământ, tocmai ca Dumnezeu să spună, nu bagi jucuri ce va fi în viitor. Că v-am arătat lucrul ăsta că s-a întâmplat și în trecut prin atâtea lucruri foarte clare. Lumea de atunci a perit tot prin ele necată de ape. Dar știți ce e important de observat în versetul 6? Cine a pierit? Auziți ce spune? Și că lumea de atunci a pierit. În capitolul anterior, când vorbește despre lumea de atunci care a pierit, auziți ce spune? Dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe Noe împreună cu alți 7 înși? Înțelegeți foarte clar departajarea care s-a făcut atunci? Eu ca și credincios nu zic că vine judecata peste mine. Nu e adevărat. Înțelegeți departajarea clară care se face? Dumnezeu a scăpat pe Noe împreună cu alți 7 înși și n-a cruțat, el spune foarte clar, lumea n-a cruțat-o.
Pe Noe l-a cruțat. Acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste, folosește din nou termenul, peste o lume de nelegiuiți. Spune lumea veche, o lume de nelegiuiți și în capitolul 3, unde suntem noi aici, lumea. Lumea de atunci a perit tot prin ele înecată de apă. Există această boală a omenirii. Oamenii vor să trăiască cum trăiește lumea. Nu-i nimic grozav în asta, să știți. Doamne, de ce să ne, noi pocăiți toți să ne simțim noi așa separați? Toți să ne simțim diferiți. Oare e bine asta? Ar fi bine să ne facem și noi prieteni cu lumea. Să ne împăcăm și noi ca oameni. Doamne, ce așa de greu? Să trăim împreună, să avem la un consens odată și să o luăm toți pe aceeași direcție. Nu s-ar putea oare? Biblia nu ne îndeamnă la lucrul acesta. Lumea în toată Sfânta Scriptură este sistemul acesta opus lui Dumnezeu, care piere, ascultați, care a pierit. A pierit înnecată de ape. Și aș vrea să vă întreb, mulți oameni au foarte multe probleme cu Dumnezeu când citesc pasaje din astea. Vi se pare pieirea asta așa un lucru grozav? Imaginați-vă, nu știu câți oameni erau atunci pe planetă, dar oamenii au murit la propriu necați. Acum să mori necat nu e un lucru extraordinar de frumos, nu? Dar vreau să vă spun un lucru. Pieirea aia prin înneche este nimic. Este nimic prin lângă pieirea ce va fi. Ia ascultați al doilea argument care îl folosește Petru. Versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum, dar el a făcut, face o comparație aici, versetul 5. Nu se facă știu că, se facă nu știu că odinioară erau ceruri și acum vorbește despre cerurile și pământul de acum, nu de odinioară. Sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Adică voi care bajocoriți venirea zilei Domnului promisă în cuvânt, vreau să vă spun un lucru, aveți o dovadă a puterii cuvântului Dumnezeu astăzi. De ce? Cerurile și pământul sunt păstrate și păzite prin cuvânt. Toate lucrurile se țin prin el, spune Pavel în Coloseni, în capitolul 1. Toate lucrurile se țin prin Dumnezeu. Universul acesta este ținut în mâna lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru ce sunt păzite și păstrate? Exact. Dublează Petru exemplu de adineauri, cum a pierit lumea atunci. Spune așa, sunt păzite pentru focul din ziua judecată, din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Lumea în trecut a fost pedepsită prin apă, lumea în viitor va fi pedepsită prin foc. Diferit, da? Prin apă și prin foc. Dar ascultați, subiectul nostru astăzi este făgăduința venirii lui. În acest subiect a făgăduinții venirii lui, Petru spune versetul 7 că cerurile și pământul sunt păstrate pentru focul din ziua de judecată. Venirea Domnului Iisus pentru oamenii lumii acesteia va fi cu o zi de judecată și după ziua aceasta de judecată ce se va întâmpla? Ca adineaur, când lumea a pierit, tot așa aici spune, pieire a oamenilor nelegiuiți. Deschid din nou la 2 Petru capitolul 2, versetul 5. A trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Versetul 6. Ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Ne întoarcem la pasajul nostru, pieirea oamenilor nelegiuiri sau păcătoși sau oamenii care trăiesc în păcat. Oamenii dezinteresați de Dumnezeu. Aceasta este proba pe care o pune apostolul Petru acestor oameni. Zice, uitați-vă în trecut la felul în care Dumnezeu a făcut lucrurile, acolo vedeți puterea cuvântului lui Dumnezeu și vedeți că lucrurile nu o să rămână la fel. Acolo aveți un prototip, o imagine. Versetul 8, el ne dă un alt argument prin care să înțelegem această aparentă întârziere a venirii Domnului. Acum, sincer, dacă ar fi să ne gândim, fiecare în inimile noastre, nu vi se pare totuși ăla că Domnul întârzie? Și parcă 2000 de ani, cam mult așa, nu? N-aveți așa sentimentul ăsta puțin așa, dacă e să fii sincer, măcar câteodată așa, n-aveți sentimentul câteodată, parcă, mă, nu vă întrebați niciodată, mă, când vine? S-au îmbalat lucrurile, războaia mondială, de toate, domnule, când vine odată? Când începe finalul, etapa în care se spune gata? Dacă aveți sentimentul ăsta, să știți, el poate dispărea foarte ușor dacă înțelegem versetul 8. Ascultați cum schimbă tonul Petru în adresarea lui față de frați. Dar prea iubiților,
să nu uitați. Asta înseamnă că noi deja știm. Da? Când îți spune nu uita, înseamnă că știi un lucru. N-ai cum să nu uiți un lucru pe care nu-l știi. Îl știi și spune, bă, nu uita. Să nu uitați. Că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Cam câte zile au trecut de la creație? Nu de la creație. Nu, de la creație. 6 zile. Nu de la plecarea Domnului, de la creație. Dar și acolo a fost o creație. Domnul a creat adunarea lui, da? Și ne-a creat pe noi, noi, în Hristos. Au trecut mult? 6 zile e mult? E chiar așa mult, nu? Vedeți? Secretul pe care Petru ne-l dă în pasaj este să cronometrăm timpul din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră. Zice, voi care ziceți, aaa, 2000 de ani, pă, mult, nu mai vine. Stai mă puțin, că pentru Dumnezeu 2000 de ani nu-i nimica. Dumnezeu nu îmbătrânește, Dumnezeu nu se plictisește. Dumnezeu nu zice, puu, ce mult timp, Dumnezeu e din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu e în afara timpului, Dumnezeu controlează timpul, Dumnezeu intervine în timp. Dumnezeu este suveran peste timp. Pentru Dumnezeu, 2000 de ani e nimica. 6000 de ani e nimica. 1000000 de ani e nimica pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu numără zilele cum ne numărăm noi. Dumnezeu nu contabilizează, nu cronometrează timpul cum îl cronometrăm noi. Și noi trebuie să învățăm să cronometrăm timpul cum îl cronometrează Dumnezeu. Să-l cronometrăm cum îl cronometrează Dumnezeu. Și prin acest argument Petru ne ia această senzație că Domnul ar întârzia. Versetul 9. Ne mai dă un argument. Nu doar că atunci când privim la lumea veche ne dăm seama că o să fie judecată. Nu doar că atunci când ne uităm la modul în care trebuie să măsurăm timpul, înțelegem că nu a trecut chiar așa de mult timp. Ci în al treilea rând, Petru ne arată de ce ni se pare nou sau de ce există această perioadă. De ce nu vine, de ce nu vine Domnul acum? Auziți? Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii sau făgăduinții lui concret? Unii. Ce are o îndelungă răbdare pentru? El vorbește credincioșilor aici. Voi? Și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăiță. Cu alte cuvinte, în loc să te gândești. A, Dumnezeu întârzie, nu mai vine. Putem să trăim cum vrem noi că nu mai vine. Poate totul e poveste și mit. Zice, în loc să te gândești așa, înțelege că perioada pe care Domnul ți-a lăsat-o acum de timp este ca tu să te pocăiești. Să te pocăiești. În loc să se pocăiască, îi bajucoreau. Mă, Domnul nu a venit acum ca să lase timp de pocăință. Nu că El nu o să mai vină deloc. Domnul n-a venit până acum, nu că ne-ar fi putut să vină. Ci pentru că aceasta este perioada harului, perioada pocăinței. Și vedeți, în textul acesta ne sunt descrise 3 etape foarte clare a istoriei. Creația și lumea veche care a fost distrusă, lumea viitoare care va fi distrusă în ziua judecății prin foc și între ziua judecății și lumea veche, între aceste două perioade, există perioada asta de timp numită zilele de pe urmă, zile în care oamenii zic că Dumnezeu întârzie, dar noi știm că Dumnezeu nu întârzie, ci este o perioadă de timp în care oamenii sunt chemați la pocăință. La pocăință. Dar toate aceste 3 etape, creația lumii cu judecata care a fost imediat după aceea, da? Etapa aceasta a zilelor harului sau a zilelor de pe urmă și etapa aceasta de final, ziua judecății, toate aceste etape sunt clare, stabilite în mintea lui Dumnezeu. Însă noi suntem la această etapă de mijloc. O etapă în care noi nu trebuie să bajocorim ziua venirii lui Dumnezeu și să o luăm în râs. A, când vine. Ci este o etapă în care Dumnezeu zice, gândiți bine că timpul nu e lung așa de lung cum vi se pare vouă. Cu 1000 de ani ca o zi, o trecut deja timpul și se apropie finalul. Gândiți bine lucrul acesta, folosiți-vă de lucrul acesta și pocăiți-vă. Și pocăiți-vă. Acum, ce este pocăința? Este, eu consider, sau acesta este sentimentul meu, bine ar fi să nu fie așa, că oamenii nu înțeleg ce este pocăința. Știți că și în liturghia ortodoxă există aflata în calea mântuirii prin pocăință. Foarte bine. Foarte bine. Dar ce e pocăința aia, tată? Deci pocăința nu este cam eu, așa fac un rău, am un sentiment din ăsta, nu știu că am făcut. Doamne, iartă-mă. Și trec mai departe. Ea nu e pocăință, să înțelegeți, aia nu e pocăință. Am făcut un rău, am jignit pe cineva, văd că l-am rănit, îmi pare rău că am făcut lucrul ăsta. Bă, iartă-mă. Hai să trecem mai departe. Doamne, iartă-mă, și tu trecem mai departe. Și înseamnă că aia nu e pocăință. Aia nu este pocăință.
ce este pocăința. Este important să înțelegem ce e pocăința, de ce? Pentru că în perioada aceasta zilelor de pe urmă, spune Dumnezeu, este o perioadă în care Dumnezeu lasă loc de pocăință. Și fiți foarte atenți ce spune Biblia aici. Ce are o îndelungă răbdare pentru voi, zice. Pentru voi. Primii care suntem chemați la pocăință suntem noi care stăm sub cuvântul lui Dumnezeu. Și este important să știm dacă ne-am pocăit sau nu cu adevărat. V-ați spus vreodată întrebarea asta? Mă, eu m-am pocăit, dar m-am pocăit așa cum trebuie, după Biblie. Sau m-am pocăit după capul meu? Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată treaba asta. Dacă v-ați verificat. Să înțelegem că este atât de important că dacă pocăința asta nu e făcută cum trebuie acum, nu există altă șansă după aia. Auzi ce spune Scriptura? Ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Cum nu pierd? Care e singura șansă să nu pierd? Să mă pocăiesc. Nu există nicio altă șansă. Să nu pierd înseamnă să mă pocăiesc. Că le leagă Petru. Dorește să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Am întâlnit oameni care folosesc jumătate din versetul ăsta. Spune așa. Nu spune acolo în Petru că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară. Nu spune așa. Să știți că nu spune așa Biblia. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară. Nu spune așa. Sau citească oamenii din Ezechiel, eu nu doresc moartea păcătosului. Nu așa spune Biblia. Asta e incomplet. Știți care e partea care nu le place oamenilor? Ah, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Fai mă! Bine mă, mai am o speranță. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Stai. Că ai citat numai jumătate din verset. Și jumătate de verset e mai rău decât a nu spune niciun verset. Să spui, să ciuntești Sfânta Scriptură, mai bine nu spune nimica din Sfânta Scriptură. Biblia nu spune că Dumnezeu nu dorește ca oamenii să nu piară. Spune asta, dar mai spune ceva. Partea asta ne place. Nu, Dumnezeu nu dorește ca să pierim. Nu ne place. Bă, ce bine că Dumnezeu... Dumnezeu nu vrea, mă, să murim, mă. Dumnezeu nu dorește moartea păcătoși. Ce frumos e. A doua parte nu ne pare. Nu ne place. Auziți. Și toți să vină la... Nu s-ar fi putut așa cumva să facă Dumnezeu să nu dorească pierirea noastră fără pocăință, fără credință, fără încredere în Domnul Iisus Hristos, fără să capitulăm la picioarele Lui, fără să ne punem cu totul în mâna Lui. Nu s-ar fi putut? Nu. Vedeți, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci ca el să se întoarcă, să se pocăiască, să se lase de faptele lui. Citiți tot pasajul acela din Ezechiel. Asta dorește Dumnezeu. Nu prezentăm doar prima parte. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Da! Dar mai dorește ceva. Ce? Să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu. Ce este această întoarcere la Dumnezeu? În primul rând, cred că este foarte important să înțelegi. Vreau să subliniez rapid câteva lucruri. Întoarcerea la Dumnezeu începe cu o regândire a situației. Dom'le, niciun om nu se întoarce la Dumnezeu dacă nu începe să gândească situația în care se găsește. Oamenii și-au stabilit, dom'le, cine știe ce o fi? Omul ca să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit trebuie să se oprească. Băi, ia să gândesc din nou lucrurile astea. Eu am spus că ce o fi, lasă să treacă viața, om vedea cum... La... Zic, ăsta, hai să analizez din nou lucrurile. Asta este necesar. Asta e problema oamenilor. Nu că Dumnezeu nu le dă a doua șansă, ci că ei... Ci că ei nu-și iau un timp în care să zică, ia să gândesc din nou lucrurile, oare n-am greșit? Ia, domne, să gândesc din nou lucrurile. Ia să gândesc din nou lucrurile. Așa începe pocăința. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor. Prima dată el a gândit că departe de tata o să fie viață, nu? Cum gândește lumea? Bă, ce viață puternică o să fie acolo. Când au ajuns la troaca porcilor, cum folosim noi expresia, i-a venit mintea la... Dar au început să regândească atunci. El o gândi și înainte, dar o gândi rău. El o gândi și înainte, să înțelegeți. El o gândi și înainte, dar o gândi foarte rău. Ei, la troaca porcului, acum e adevărat că în felul a fost obligat de troaca porcului să regândească situația. Să uite la troaca porcului, mă, e o diferență cam mare între troaca asta și cam ce era acasă la mine, da? Tâlharul de pe cruce. El a gândit viața lui. Credeți că el n-a auzit despre Domnul Iisus? Credeți că el nu știa despre legea lui Moise? Credeți că el nu știa de promisiunile Vechiului Testament? Toți evreii știau. Toți, că erau răi sau erau buni, toți știau cuvântul lui Dumnezeu. Că așa erau crescuți în casele evrei. Dar acolo pe cruce a fost momentul în care a început să regândească puțin situația și viața lui și totul. Temnicerul din Filip. I-a auzit pe ăștia cântând acolo în închisoare. I-a auzit. I-a auzit ce spune. Știa ce cu ei, știa. În momentul în care s-a făcut cu tremurul acela de pământ și s-au deschis porțile închisorii, temnicerul a fost pus într-o situație în care a regândit tot ce s-a întâmplat acolo. Că a fost ceva care i-a atras atenția. A regândit situația. Așa începe pocăința. În al doilea rând, pocăința înseamnă să realizezi, după ce ai regândit lucrurile, să realizezi că ai fost total greșit în ce ai făcut până acum. Fiul risipitor. Să uite la viața lui și își dă seama
că a fost greșit, că altfel nu se întorcea. Deci nu există pocăință fără să realizezi clar în inima ta, nu că am făcut o faptă greșită. Că toată viața mea până în punctul acesta fără Dumnezeu este greșită. E cam cu zero, n-are niciun fel de importanță decât păcatele mele care sunt contabilizate înaintea lui Dumnezeu. Oamenii zic, a, dar nu ai făcut cât un rău. Tot ce ai făcut e rău. Tot ce ai făcut e rău. Păi și când am dat la salariu, tot rău. Fără Dumnezeu tot e rău. E o ipocrizie. E o mârșăvie înaintea lui Dumnezeu. Crezi tu că poți să faci ceva fără Dumnezeu? Tot ce faci fără Dumnezeu este păcat. Tot, fără excepție. Și când stai la masă e păcat. Și când dormi e păcat. Tot e păcat fără Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu, de la început până la final, e păcat. Păcat, păcat, tot e păcat. Tot e păcat. Viața fără Dumnezeu. Că consum lucrurile lui Dumnezeu, te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu și mă odihnesc trăind o viață împotriva lui Dumnezeu. Mă odihnesc ca a doua zi să trăiesc după voia mea, nu după voia lui Dumnezeu. Tot e păcat. Tot ce face un om fără Dumnezeu este păcat. Tot. Omul care se pocăiește realizează că toată perioada de timp în care a fost fără Dumnezeu, toată perioada aceea este o viață de păcat, o viață fără Dumnezeu și că el este total greșit. Total greșit. Dacă el nu-și dă verdictul ăsta, el nu este mântuit și el nu se pocăiește cu adevărat. În al treilea rând, omul care se pocăiește refuză să se scuze. El s-ar putea să aude, da mă, e așa cum spui tu, dar hai să spun, eu am crescut într-o familie din asta, eu de asta am ajuns așa. A se scuze, asta nu-i pocăință. Asta nu este pocăință. A, eu m-am purtat așa că trăiesc în țara asta nenorocită și trebuie să fur. Asta nu-i pocăință. Asta este scuză, asta este dezvinovățire înaintea lui Dumnezeu. El putea să spun, bă, dacă tata m-a ținut așa legat, eu de asta am vrut să mă duc la femei, departe de casa tatălui și am luat averea. Dacă m-a ținut așa legat ca în lesă, dacă m-a lăsat și el alea când m-a dezlegat, sau cum spune fiul cel mare, dacă îmi dădea și mie cât un ied să mă bucur cu prietenii mei, trebuie să ajung eu să-ți spun în față, să-mi dai iedul. Dacă tu mă lăsai eu n-aș fi fost așa, aș fi fost mai mulțumitor dacă nu mă lași uite de asta să-ți bozumflat și nemulțumitor. Nu fiul cel mare din pilda fiilor risipitori. Alții sunt vinovați, nu eu sunt vinovat, alții sunt vinovați, aia nu-i pocăință. Aia nu este pocăință. Când fiul risipitor se întoarce acasă și când toți care s-au pocăit s-au întors la Dumnezeu, au refuzat să se mai scuze și au luat toată responsabilitatea pentru lucrurile pe care ei le-au făcut. Nimeni nu era vinovat decât omul care a trăit în felul acela. În al patrulea rând, pocăința înseamnă o recunoaștere a păcătoșeniei înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Aici este, să știți că aici se face breșa, aici se face diferența. Aici e linia de demarcație între falsa pocăință și adevărata pocăință. Oamenii din lume sunt oameni din lume care își cer iertare pentru păcatele lor. Sunt oameni din lume care se duc și se spovedesc la preot și spun mai multe lucruri la preot decât spunem poate noi lui Dumnezeu câteodată. Spun, domnule, mulți de toate. Știți care e problema? Pocăința înseamnă o recunoaștere a păcătoșeniei înaintea lui Dumnezeu. Ce spune David în Psalmul 51? Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. David spune cu alte cuvinte, eu îmi dau seama că ce am făcut la femeia asta, ce am făcut la bărbatul ăla, în primul rând se îndreaptă împotriva lui. E cineva deasupra mea care contabilizează, care vede lucrurile, care le trage la socoteală. Nu-i vorba că mă, că ce nevastă mi-am făcut, i-am făcut și ei, treacă, meargă, mergem înainte. Aia că și vecinul și el are o grămadă și eu i-am făcut, mergem înainte, toți suntem păcătoși. Nu merge cu din asta. Omul care se pocăiește cu adevărat începe să se așeze pe sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Ce spune tâlharul de pe cruce? Pentru noi este drept că își primim pedeapsa cuvenită pentru păcatele noastre. Dar omul... Vedeți, a început să se raporteze corect la persoana la care trebuia. Dacă era numai el cu tâlharul ăla, amândoi suntem niște bandiți. Asta e. Blestema în continuare acolo de pe cruce. Dar când a venit sfințenia între ei acolo, a avut un alt grad de comparație al lucrurilor pe care le făcea el. Pocăința înseamnă să recunoști păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă, în al cincelea rând, să regreți ofensarea lui Dumnezeu. Să regreți ofensarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă pe mine nu mă doare că l-am jignit pe Dumnezeu, dacă pe mine nu mă doare că mi-am bătut joc de dragostea lui Dumnezeu, dacă pe mine nu mă doare că Dumnezeu care mi-a dat viață, suflare, ființa și mișcarea, care m-a binecuvântat din pântecele mamei mele până ziua de astăzi, dacă pe mine nu mă doare că pe un asemenea Dumnezeu l-am călcat în picioare, dacă pe mine nu mă doare că am negat, am neglijat, am călcat în picioare până ziua de astăzi jertfa Domnului Iisus Hristos, singura șansă de salvare pe care mi-a dat-o Dumnezeu, dacă pe mine nu mă doare că împreună cu lumea asta de nelegiți m-am opus lui Dumnezeu prin trăire, prin fapte, prin gând, prin atitudine, dacă nu mă doare că am făcut asta față de cineva care mă iubește, dacă nu mă doare, eu nu mă pocăiesc. Bine, profităm de pocăință, bine că ne iartă Dumnezeu. Aia e șmecheria, aia nu este pocăință.
Pocăința implică un sentiment profund de regret pentru ofensarea lui Dumnezeu. Repet, aici e linia de demarcație. Între falsa pocăință și adevărata pocăință. Omul spune, Doamne iartă. Și tot mai departe. Unde e regretul, domnule? Unde e durerea pentru ce ai făcut? Tu îți dai seama împotriva cu ei păcătuit? Tu n-ai păcătuit față de un om. Tu n-ai jignit un om. Tu ai jignit pe ăla care îți dă aerul să respiri. Când spui, Doamne iartă, ăla e aerul care ți-l dă Dumnezeu cu puterea lui Dumnezeu. Tu îți bagi joc, faci așa o chestie în aia rapidă. Nu vezi nicio, nu vezi plâns în inima lui, nu vezi regret, nu vezi durere, nu vezi niciun sentiment, nu vezi că e afectat de ce-o făcut, nu-l doare. Pocăința înseamnă să regreți că l-ai ofensat pe Dumnezeu, în al șaselea rând. Pocăința înseamnă să realizezi neajutorarea totală pe care o ai și pe care o porți cu tine, că nu te poți ajuta pe tine însuți. Fiul risipitor poate este cel mai bun exemplu. Când a pierdut toată averea, el nu s-a dat acasă la tata. Și de ce? Îi lipsea punctul ăsta din pocăiță. Încă nu a realizat că nu se poate descurca singur. Încă nu a realizat că trebuia să se întoarcă acasă la tata. Și așa sunt oamenii. Oamenii merg din rău în mai rău, din rău în mai rău. Punctul la care n-ajung cei mai mulți oameni este acest punct în care se realizeze, băi, eu fără Dumnezeu sunt terminat. Eu n-am nicio șansă fără Dumnezeu. Lasă cu niște fapte bune, lasă că mă mai duc la biserică, mă mai duc la biserică și la pocăiți dacă trebuie, mă, ce trebuie să mai fac? Mai fac o pomană, mai fac un ritual, mai fac o treabă, fac alta, mai fac o, mai dau la un sărac, mai la 7 ani nu știu ce, una alta, cumva le cârpim așa, le cârpim, trece prin viață ușurel și la capăt om ajunge noi cumva și Dumnezeu zice, mă, ai făcut tu totuși ceva, pe lângă restul lumii, tu ești țais, nu ai niciun fel de problemă, nu merge așa. Nu merge așa. Omul care nu realizează propria neajutorare este omul care nu se întoarce la Dumnezeu. Numai omul care zice, Doamne, n-am niciun ajutor, vin la tine, ajută-mă tu. Așa a făcut fiul risipitor. Așa a făcut tâlharul de pe cruce. Ăsta e lucru trist. Ăsta consider eu că este lucru trist. E nevoie câteodată Dumnezeu, exact ca, este o imagine pe care vreau să o folosesc. Ca pe tâlharul de pe cruce, să ne izbească undeva, să ne nu mai putem ridica de jos, ca să strigăm la Dumnezeu. Să ne dăm seama că depindem total de Dumnezeu. Să dea Dumnezeu, trebuie să dea Dumnezeu câteodată cu oameni, să trântească de pământ, să nu se mai poată mișca. Nu vorbesc fizic, nu vorbesc neapărat fizic. În viața noastră, să treacă oamenii prin niște situații ca să-și dea seama, băi, eu fără Dumnezeu chiar nu pot să fac nimica. Chiar nu pot să fac nimica. E bine să realizăm lucrul ăsta înainte. E bine să realizăm lucrul ăsta înainte. Apoi, în a șaptelea rând, omul care se pocăiește renunță la falsele soluții. Da? Când fiul risipitor a pierdut totul, el nu s-a dus acasă la tata să zică, bă, am făcut o lată, nu mai am nimica, mă duc acasă la tata. Nu. Între plecarea acasă la tata și falimentul lui a existat o perioadă. Perioada la troaca porcului. Asta a fost perioada. Perioada acolo în care a fost, el trebuia să aibă grijă de porcii ăia, dar vrea să mănânce mâncarea lor. Deci o durgea mai rău decât ei. Asta a fost perioada. Care e problema? El a mai avut o soluție, da? Omul zice, mă, am făcut o lată, mai am eu un as în mânică, o scot eu cumva la cap, las că mai trag un an, las că mai trag găsesc eu pe cineva, să duce la un păstor, să o duce la un predicator, să duce la un popă, să duce la cineva care să-i spună, lasă-mă că nu-i chiar așa de greu, ăsta nu-i păcat de moarte. Da, bă, bine că nu-i păcat de moarte, stai liniștit, dacă ai venit, e în regulă, stai liniștit că... Ai neamuri, ai prieteni la care le-ai făcut bine, o să facă ritualurile care trebuie după tine. Noi o să ne rugăm pentru tine, suntem prieteni cu tine, nu o să fie nicio problemă. Lasă că nimeni nu e perfect până acum, până la urma urmei. Stai liniștit, o să mergem, o rezolvăm noi. Cât timp oamenii trăiesc cu minciunile astea, oamenii nu o să se pocăiască. De ce să pocăiască cineva care crede că dacă s-a dus să spovedi la popă, iertat? Vă trebuie, de ce să vină să pocăiască? De ce? De ce să pocăiască cineva care crede că după ce el închide ochii și l-am băgat în pământ, ceva se mai poate face după el? De ce să pocăiască? De ce să pocăiască cineva care crede în purgatoriu? Că se duce acolo la curățire. Și până la urmă ajunge în cer cumva. De ce să pocăiască? Și lasă-mă cum mă curățesc la purgatoriu. Îmi trăiesc viața cum eu trăiesc, nu fac păcate în astea prea mari și mi-am și trăit viața cum am trebuit. Am mers dacă la purgatoriu la curățire, dar până la urmă tot în împărăția lui Dumnezeu. De ce să pocăiască? Nu, un om se pocăiește doar dacă renunță la falsele soluții. Nu există nicio altă soluție decât să te duci la Domnul Iisus Hristos cu pocăință. Nicio altă soluție. Pentru nimeni. Să nu crezi că asta spun doar pentru oamenii din afară. Sunt oameni din adunare care zic că m-am dus la adunare. Lasă că Dumnezeu ține cont. Dacă nu te pocăi, nu ține cont.
A, las că m-am dus la adunare, m-a rugat. Dacă nu te-ai pocăit, tot nu ai făcut nimica. A, m-am dus și am făcut bine, am dat la adunare, am văruit, am pus bani la central, am pus bani la nu mai știu ce. Domnul o să țină cont. Nu o să țină cont dacă nu te-ai pocăit. Înțelegeți ce vreau să zic? A, dar am predicat în adunare. Dar te-ai pocăit? Adică exista pocăința asta. Domnule, predicarea, cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, venitul la adunare. Nu sunt metode prin care noi ne mântuim. Singurul mod în care venim la Mântuitorul nostru și ne întoarcem la El este prin Sfânta Pocăință. Fără ea, egal cu zero. Fără ea, egal cu zero. În al 8-lea rând, omul care se pocăiește repudiază sau respinge viața sinelui. Problema fundamentală a omului asta este sinele. Ce vreau eu să fac? Viitorul pe care eu mi l-am imaginat, lucrurile care îmi plac mie, poftele mele, păcatele mele. Sunt unii oameni care întreabă, mă, dar trebuie să mă las de păcat ca să vin la Domnul Iisus, trebuie să-mi schimb viața ca să vin la Domnul Iisus. Domnule, ca să vin la Domnul Iisus Hristos, trebuie să renunți la sine. Îl iei pe Hristos, sinele-i deoparte. Gata. Este o hotărâre decisivă a mea, sinele nu mai are niciun cuvânt de spus în viața mea. Asta este pocăința. Și asta este cel mai greu lucru pe care l-au oamenii de făcut. Cel mai greu lucru. Să schimbe sinele cu Domnul Iisus Hristos. Să nu mai ia în considerare viața personală a sinelui. Ce vrea sinele, ce îi place sinele, cum gândește sinele, cum simte sinele, ce o plănui sinele, ce viziune are sinele, ce filozofie are sinele. Tot e de sine. Eu ăsta bagă oamenii în iad. Și pocăința este momentul în care oamenii repudiază, resping domnia, tirania sinelui asupra vieților noastre personale. Și apoi, în penultimul rând, omul care se pocăiește este omul care riscă absolut totul pentru Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă, presupunem prin absurd, asta este o blasfemie potențială, dacă Domnul Iisus Hristos era ceea ce credeau preoții ce mai de seamă că este, un revoltător și unul care strica legile și nu era Fiul lui Dumnezeu și tâlharul și-a pus încrederea, dacă Domnul Iisus nu era asta, ajungea tâlharul în împărăție? Dacă s-a încrezut în cineva care nu era Mântuitorul, n-ajungea în împărăție. Dar știți ce? Tâlharul a riscat tot atunci. Corect? Domnul a riscat, la propriu, a riscat tot. A fost ultima lui șansă și ultima lui șansă a dat-o unui crucificat. Niciunul dintre noi nu cred că cu ochii de carne, văzând un crucificat, am spune că e Mântuitorul. Eu nu cred. Da, mă, ăsta e Mântuitorul. Niciunul n-am fi gândit așa. Dar tâlharul a avut mintea luminată de Dumnezeu atunci. S-a revelat prezența lui Dumnezeu față de el, a înțeles cine e Hristos și a riscat totul. Ultima lui șansă a riscat-o pentru Domnul Iisus Hristos. Ăsta este omul care se pocăiește. Care ia o decizie atât de hotărâtă și de puternică și spune, eu toată viața mea, tot de acum înainte, pe mine nu mă mai interesează, nu mai există pentru mine drum înapoi, nicio altă variantă. Dacă Hristos nu-i Mântuitorul, atunci în iad să mă duc. Pentru mine asta e singura șansă, singura cale. Și să riște totul pentru Domnul Iisus Hristos. Asta este pocăința. Este o aruncare, o capitulare, o consacrare, o cedare, o capitulare în fața persoanei Domnului Iisus Hristos, definitivă, totală. Îmi iau riscul, orice ar fi, îl am pe Hristos, am totul. Îl am pe Hristos și am totul. Asta este pocăința adevărată. Asta este pocăința adevărată. Și omul care se pocăiește după aceea este un om care relaționează totul la Dumnezeu. Tot ce face omul acela după aceea relaționează la Dumnezeu. De ce? Pentru că nu mai este sinele, ci este Hristos acolo. Și Petru spune, mă întorc la pasajul acesta, am vrut să las acest cuvânt despre pocăință pentru că este foarte important. Această perioadă de timp, a zilelor de pe urmă, în care unii bajocorez venirea Domnului, este o perioadă pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca noi să ne pocăim. Versetul 10, el zice, ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Va arde. Asta este ziua Domnului. Ziua de final. Ziua de încheiere. Și pentru că timpul a trecut, aș dori numai să trec foarte rapid la versetul 11, la versetul 18, să vedeți cum trebuie să anticipăm noi ziua Domnului. Da? Petru ne-a vorbit de... Petru a prezentat argumentele pentru ziua Domnului și acum ne arată anticiparea zilei Domnului. Vedeți versetul 11, cum spune? Cum începe? Deci. Este o concluzie. Deci. Dacă asta o să se întâmple, dacă așa gândiți lucrurile, deci, ce să faceți? Fiindcă toate aceste lucruri au să se... Vă vine să credeți că și mașinile noastre și casele noastre, toate lucrurile prețioase pentru noi au să se... Auziți. Hai, cu atâta satisfacție vă spun lucrul ăsta. Au să se... strice! Și BMW-urile, și merțanurile, și căsoaiele, și palatele au să se strice, aleluia! Au să se strice!
Asta trebuie să audă toți. Au să se strice, băi, nu mai stați cu capul în pământ atâta. Ridicați odată privirea la cerul, la Dumnezeu. Ridicați-vă privirea la Domnul Iisus. Ridicați-vă privirea în cuvântul lui Dumnezeu, că toate lucrurile astea, auziți ce cuvinte spune Scriptura. Se vor topi de mare căldură. Va arde. O să asistăm. O să asistăm copiii lui Dumnezeu la această distrugere a Universului și o să jubilăm de bucurie. Casa, nu să zic, casa mea, aoleu, cât am... Nu, să zicem așa. Ce va fi în împărăția lui Dumnezeu va depăși inimaginabil tot ce e pe pământul ăsta. Uite, ce cu cocioaba aia, ce cu troaca aia care am umblat eu în ea, mă? Ce lucrurile aia care le-am avut noi pe pământ? Se vor topi de mare căldură, vor arde, vor trece cu... Să vezi când o să troznească lucrurile astea în care am investit noi atâta. Ar trebui să avem așa o să mă înțelegeți corect. Să ne facem, să trăim viața asta pentru Dumnezeu, să ne facem lucrurile care trebuie să le facem, dar să avem așa totdeauna un sentiment din ăsta de liniște. Bă, ușurel așa. Nu turați prea tare motoarele, să auzi așa câteodată trosnetul ăla din ziua judecății. Bă, parcă l-aud, parcă vine. Tăi, o să trosnească, da? Cam așa. Știți cum ard lemnele pe foc. Bun. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ascultați, în primul rând. Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Omul care anticipează ziua venirii lui Dumnezeu este un om care trăiește în sfințenie și în evlavie. Ascultați, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu și din nou repetă, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Adică când mă gândesc la ziua aceea de distrugere, la ziua aceea de judecată, lucrul acesta mă face să trăiesc cu sfințenie. Cu sfințenie. Cu sfințenie. Cineva se întreba ce înseamnă să grăbesc venirea lui Dumnezeu. Îmi pare rău că n-am luat o traducere mai veche a lui Cornilescu în care folosea alte expresie pentru termenul ăsta grăbit. Ați dorit foarte mult ziua aceea. Ați dorit foarte mult ziua aceea. Nu că facem noi, programul noi ziua Domnului mai devreme. Nu grăbim noi ziua Domnului așa, da? Asta e prima poruncă. O purtare sfântă și evlavioasă. A doua poruncă. După făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Așadar, frați și surori, noi nu ne gândim la vremea sfârșitului așa, vine să distruge totul și o să fim așa ca niște stafii din astea, niște duhuri care umblăm prin univers. Nu, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou. În Evanghelie se vorbește foarte mult că o să plecăm în cer. Dar uite că Biblia spune că o să fie ceruri noi și un pământ nou. Un pământ nou. Și spune Scriptura că noi, după făgăduința lui, ce facem? Așteptăm! Așteptați? Aștept să mă duc în cer. Biblia nu spune așa că aștept să te duci în cer. Așteptăm cerul noi și un pământ nou. Și un pământ nou. Noi nu așteptăm să fim duhuri care umblăm prin cer. Noi așteptăm cerul noi, un pământ nou. Noi așteptăm o înviere a trupurilor noastre. O lume fizică, dar creată de Dumnezeu într-un mod pe care noi nu putem să-l cuprindem cu mintea noastră acum. Noi asta așteptăm, noi asta ne dorim. De ce noi ne putem uita la ziua Domnului care totul va trozni și să zicem, ducă-să, fără niciun fel de probleme. De ce? Pentru că așteptăm ceruri noi și un pământ nou, ceva mult mai bun. Înțelegeți? Dumnezeu nu ia ceva fără să ne pune ceva în loc. Dumnezeu ia lucrurile acestea și pentru noi copiii lui Dumnezeu spune, va pune ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și vreau să știți un lucru, prea iubiților, Dumnezeu nu va obliga niciun nelegiuit să trăiască în această lume în care va locui neprihănirea. Nu s-ar chinui în asemenea om? Gândiți-vă, numai sfinți acolo, una care a plăcut băutura, care a plăcut hoția, care a plăcut minciuna, să stea cu sfinții lui Dumnezeu, care numai spun adevărul, care laudă pe Dumnezeu. Nu s-ar simți prost între ei? Nu o să-l oblige Dumnezeu să trăiască acolo. Niciun fel de problemă să nu-și facă oameni. Nu o să-l bage Dumnezeu nici în pragul cerului. Numai să audă cântările, să zic, a, ce urâte cântările astea. Nu, nici nu o să fie acolo. Acesta este al doilea, o purtare sfântă și evlavioasă, o așteptare a cerurilor noi și pământului noi. În al treilea rând, auziți ce spune, prea iubiților, fiindcă așteptați, din nou spune, așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Hai să vă dau un exemplu ce înseamnă silitul ăsta. Când duminică dimineață te-ai culcat sâmbătă seara târziu, că te-ai uitat la televizor, poate foarte rău ai făcut, dacă ai făcut așa, duminică dimineață n-ai chef să te duci la adunare. Ce faci? Nu te duci, tată. Ce poți să-ți facă frață dacă nu te duci? Nu te duci. Asta faci. Ce? Când nu ai chef să citești din cuvântul lui Dumnezeu. O zi, două, trei, patru săptămâni,
N-ai chef nici să te rog, ce faci? Nu citești, care e problema? Nu e așa. Pocăiții nu asta fac. Auzi ce spune Petru, ce să facem? Siliți-vă! Știți senzația aia când... Senzația aia în care sufletul ridică trupul și el e ca un cadravul. Por după tine așa, abia îl târi. Dar știi că trebuie să te duci. Ba la serviciu, ba la animale, ba nu știu unde. Te silești, nu parcă trosnește tot în tine așa, se rupe tot din tine, dar te silești, te ridici și te duci. Asta e felul în care trebuie să trească copiii lui Dumnezeu. A vin mintea trează, nu că simt, simt să mă duc, mă duc, nu simt, nu mă duc, nu e așa. Nu este așa, nu așa trăiesc copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu se silesc să fie găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. În al patrulea rând, să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este, nu întârziere, ci este mântuire, da? Să se pocăiască și să nu vină la, să nu vină la judecată și să nu meargă la pieire. Aici Pavel, Petru vorbește puțin de epistolele lui Pavel, în care sunt lucruri grele de înțeles, unii le răstălmăcesc prin nenorocirea lor. Penultima poruncă, voi deci prea iubiților, știți mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați ascultați. Târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Să nu cumva să se strecoare în sufletul nostru ideea de întârzierea zilei Domnului. Să nu cumva. Să nu cumva. Zice că asta ne-ar face să ne pierdem tăria. Și că lucrul acesta este o târâre de rătăcirea nelegiuiților. Oricine îți predică o venire a lui Dumnezeu care te face să lași lucrurile mai moale. Lasă că nu-i chiar așa de grav. Este un om care te târăște în rătăcire și este un om nelegiuit și este un om care te va face să-ți pierzi tăria. Și în final, versetul 18, ascultați ce spune. Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Acesta consider că este punctul focal cel mai important cu care încheie Petru. Modul în care ne păstrăm cu credincioșie până la ziua venirii Domnului, până când Domnul vine să ne ia acasă, este crescând în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Să știți, nu există niciun pericol să stai lângă Domnul Iisus Hristos. Cel mai bun lucru pe care îl putem face fiecare dintre noi, trăind în sfințenie, așteptând cer noi și un pământ nou. Auziți, Scriptura nu zice să așteptăm ziua, focul din ziua judecății, nu asta zice, zice să așteptăm cerul noi și un pământ nou, altceva așteptăm noi, da? Făcând toate lucrurile astea, le facem doar în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, doar stând lângă Domnul Iisus Hristos și ca Dumnezeu să lucreze noi această dorință de a-L cunoaște mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Lângă El suntem cel mai în siguranță. Amin.